Bolnavi de cancer condamnați la moarte. Se întâmplă la Constanța, acolo unde mii de pacienți sunt nevoiți să-și întrerupă tratamentul pentru că autorizația de funcționare a aparatului de radioterapie a expirat. Mii de pacienți bolnavi de cancer din Constanța și județele limitrofe s-au văzut aproape condamnați la moarte de incapacitatea unui sistem de a reacționa corect și la timp pentru rezolvarea unei probleme cunoscute de ani de zile. Activitatea centrului de radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța s-a oprit după ce autorizația de funcționare a aparatului de radioterapie a expirat. Acesta era singurul echipament de acest tip din regiune și asigura tratamentul necesar pentru bolnavii de cancer. Oprirea lui a generat o situație similară cu a unei crime cu premeditare, deoarece mulți dintre pacienți nu își permit financiar deplasările spre alte centre din țară și vor fi nevoiți să-și întrerupă tratamentele și să-și aștepte moartea. Factorii responsabili pretind că au semnalat această situație în repetate rânduri către Ministerul Sănătății, de unde nu au primit niciun răspuns sau soluție de prevenire a crizei în care tocmai s-a intrat.